Am din nou ocazia să vă salut, stimați prieteni, să apreciez faptul că sunteți acolo, că aveți interes pentru Scriptură, cartea pe care ne-a trimis-o Dumnezeu. Vă propun astăzi să vorbim despre sfințenie. O să plecăm de la epistola scrisă de Iacov, fratele Domnului, aproximativ în anul 48 după Hristos. Care epistolă este evaluată ca fiind cea mai autoritară din Noul Testament? De ce? Pentru că frecvența emiterii de reguli și porunci este mai mare decât în oricare altă carte a Bibliei. În cele 108 versete pe care le are epistola, scriitorul scrie, pomenește cel puțin de 54 de porunci, toate la modul imperativ, trebuie. Are 13 teme și folosește cuvântul faptă de 14 ori. Care este scopul epistolei? De ce Iacov, fratele Domnului, a scris această epistolă? Ce scop a avut el în mintea lui când a compus scrisoarea? El a scris epistola aceasta ca să atragă atenția celor convertiți la creștinism cu privire la câteva riscuri pe care și le asumă în noua viață spirituală pe care trebuie să o practice și în care a intrat. Primul dintre ele, riscul să crezi fără să te pocăiești. Ce este pocăința? Pocăința înseamnă să te întorci de la păcat la Dumnezeu. Ce este credința? Credința înseamnă să te întorci spre Dumnezeu. Credința fără pocăință nu este autentică, nu-și atinge scopul și nu produce convertirea. Ce este convertirea? Convertirea înseamnă să te întorci de la păcat spre Dumnezeu. Oamenii când cred fără să se pocăiască, doar se întorc spre Dumnezeu, dar nu se întorc de la păcat. Sesizați? Oamenii când cred fără să se pocăiască, se întorc spre Dumnezeu, dar nu se întorc de la păcat. Cu alte cuvinte, ei rămân întorși spre păcat și se întorc și spre Dumnezeu și pendulează între Dumnezeu și păcat. Convertirea înseamnă să experimentezi o schimbare a vieții, nu doar o schimbare a ideologiei. Apoi, al doilea risc este riscul imaturității spirituale, să te naști, dar să nu crești. Ce este maturitatea spirituală? Este capacitatea de a crește după ce te-ai născut, până la nivelul la care devii om mare, adult. Care este relația dintre credință și faptă? Este al doilea scop pe care îl emite Iacov. Pavel explică faptul că mântuirea este numai prin credință, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi și este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Celebru pasaj scris de Pavel în cartea Efeseni, capitolul 2. După ce ne spune în versetele 8 și 9 că am fost mântuiți prin credință, fără fapte, ca să nu se laude nimeni, în versetul 10 Pavel explică faptul că am fost mântuiți ca să facem fapte bune. Căci noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul 10. Care sunt caracteristicile faptelor credinței? Prima dintre ele, faptele credinței sunt acțiuni vizibile, nu doar vorbe religioase. Sunt acțiuni vizibile. Sunt făcute prin credința din interior, nu prin constrângere din exterior. Sunt motivate de dragostea de Dumnezeu care apare în inimă în urma convertirii, nu de interese omenești. Aduc slavă lui Dumnezeu, nu beneficii materiale personale sau confesionale sau de altă natură. Împlinesc scopul lui Dumnezeu de a te sfinți, de a trăi în puritate, nu doar de a cunoaște, de a ști. Informarea nu conduce singură la convertire, ci conduce la credință și credința conduce la convertire. Al treilea scop pe care Iacov l-a avut este credința produce mântuire, faptele confirmă mântuirea. Deci credința produce mântuirea. Faptele care urmează credința doar confirmă, dovedesc, demonstrează mântuirea. După cum ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu conduce la credință, potrivit Roman 10, tot așa credința conduce la fapte. Observați, sesizați diferența. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl asculți sau pe care îl citești în Biblie te conduce la credință, iar credința te conduce la faptele credinței. Cine nu ajunge la fapte înseamnă că nu are o credință autentică. Despre credința fără fapte, Iacov spune următoarele lucruri. Credința fără fapte este declarativă. Câți nu declară, băia bun și nu e bun.
Frații mei, spunea Pavel, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Iată dar cum credința e pusă în evidență prin faptă. 2. Credința fără faptă nu mântuiește, doar adorme conștiința. Frații mei, continuă Pavel Iacov spunând, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate asta să-l mântuiască pe el? 2:14. Răspunsul implicit este nu, nu poate. 3. Credința fără fapte este moartă, nu acționează. Iacov spunea, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși, spunea Iacov. Credința fără faptă este inutilă, nu folosește pentru mântuire. În concluzie, este inutilă. Vrei să înțelegi, om nesocotit, spunea Iacov, că credința fără faptă e inutilă, e zadarnică? Apoi, credința fără faptă este ca ascultarea fără împlinire. De ce asculți dacă nu împlinești? De ce crezi dacă nu îți schimbi comportamentul? Fiți împlinitor cu fapta, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Câtă înțelepciune în epistola aceasta! În contrast cu această credință fără faptă, nemântuitoare, moartă, inutilă, Iacov prezintă credința urmată de fapte, adică credința mântuitoare, vie și utilă. El explică faptul că valoarea credinței este dată de manifestarea acesteia, numită faptele credinței. Și tocmai prin aceste fapte, credința devine desăvârșită. Spunea el, vezi că credința lucra împreună cu faptele și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Pentru că își face simțită prezența. Această credință nu-i doar declarativă, ci e practicată. El dă exemplul lui Avram, care a crezut și prin credință a ajuns să facă fapte care erau faptele credinței. Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Acești oameni sunt creștini la nivel teoretic, dar la nivel practic sunt atei. Prea ocupați ca să vină la biserică. Cum să crezi în Dumnezeu fără fapta credinței de a veni la biserică? Un student se duce la școală, are legătură cu manualele. Prea ocupați ca să vină la credință. Prea inteligenți ca să facă donații la casierie. Unde oamenii ăia fac ce vor cu banii lor, spun ei. Prea stresați ca să se roage sau să citească în Biblie. Prea informați ca să nu fie plictisiți de predicatorii neinstruiți. Prea interesați de Dumnezeu ca să mai fie încă interesați de biserică. Prea interesați de slujire ca să mai fie interesați de Dumnezeu. Iată dar cum se comportă oamenii care doar cred și nu trăiesc credința lor. Unii oameni cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc cu adevărat. Zacheu, spre exemplu, odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Asta spunea Pavel scriindu-le credincioșilor neautentici, nepracticanți din Galatia. Ei au crezut, dar nu au trăit ce au crezut. Alții slujesc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de tânărul Samuel. În 1 Samuel, capitolul 3, versetele 1 și 7, spun următorul lucru. Versetul 1, Samuel slujea pe Domnul. Versetul 7, Samuel nu-L cunoștea pe Domnul. Slujea un Dumnezeu pe care nu-L cunoștea. Ce trist, te căsătorești cu o fată pe care nu o cunoști. Unii oameni cred în Dumnezeu, dar nu sunt convinși că Dumnezeu îi iubește. Fiul risipitor. Fiul risipitor este exemplul ăsta. S-a sculat, s-a dus la tatăl său și i-a spus, tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și tatăl îl corectează și spune, ba da, tati, tu ești fiul meu. Faptul că te-ai întors dovedește ce este în mintea și în inima ta. Regrete. Regretul te-a adus aici. Nu neascultarea. Alți oameni cred în Dumnezeu, dar nu cred în puterea rugăciunii. Aduceți-vă aminte că atunci când Petru era închis și biserica se ruga lui Dumnezeu să-l elibereze, Dumnezeu îl eliberează, Petru vine în casa unde se rugau ceilalți creștini pentru el, bate la ușă, o persoană dintre cei prezenți se duce la ușă, îl vede pe Petru, se întoarce înapoi și le spune, Domnul a scăpat pe Petru, la ușă, și ei spun, nu se poate, nu credem. Dar se rugau să apară la ușă, să fie eliberat. Și acum când Dumnezeu îl eliberează, ei spun nu cred. Iată dar ce înseamnă să crezi în Dumnezeu
și să nu crezi în faptul că el ascultă rugăciunea. Ce rugăciune este aceasta dacă nu te aștepți ca ea să fie împlinită? Atunci când noi ne rugăm, este bine să credem că Dumnezeu ne va asculta și, potrivit voiei sale, uneori ne va împlini rugăciunea. Vă aduc aminte despre o întâmplare care este dramatică și haslie în egală măsură. Se spune că lângă o biserică cineva a făcut un bar și pastorul a fost foarte nemulțumit că a adus locul ăla unde se consumă alcool, unde oamenii se îmbată, unde există scandaluri lângă biserica lui, și atunci a început să se roage lui Dumnezeu: Doamne, fă ceva cu barul ăsta să se închidă și să scap de el de aici. S-a rugat multă vreme și nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat a vizitat o familie și, vorbind acolo despre mai multe lucruri, la un moment dat gazdele l-au întrebat: frate păstor, te vedem un pic cam trist, așa că am abătut, ai vreo problemă cu care te confrunți? Și el a spus: da, am. N-am știut că o să se vadă că strist, dar uite ce mi s-a întâmplat. Mă rog de vreme ca Domnul să închidă barul ăsta, să facă ceva, și n-a făcut nimic până acum. Și atunci familia, în mod deosebit soția, a răspuns: o să mă rog și eu lui Dumnezeu. Și sâmbătă noaptea barul a fost cuprins de un incendiu și s-a făcut scrum. A doua zi femeia a venit la biserică împreună cu soțul ei și pastorul i-a spus: Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, te-ai rugat așa cum ai promis, da. Și zice: cum te-ai rugat? Și femeia a răspuns: este nevoie într-adevăr să credem așa cum ai spus dumneata, dar câteodată trebuie să unim și credința cu fapta. Probabil că ea i-a pus foc la bar. În sfârșit, proprietarul barului a auzit că pastorul s-a rugat împreună cu biserica și și-a imaginat că el i-a dat foc la bar. Și l-a dat în judecată. Fiind întrebat de judecător dacă este adevărat că barul a fost ars din cauza lui, pastorul a spus: nu, nu este adevărat. Este adevărat că ne-am rugat noi, dar nu am crezut noi că Dumnezeu o să distrugă barul neapărat. Și judecătorul a spus: sunt uimit să aud cum proprietarul unui bar crede în puterea rugăciunii și un pastor nu crede în puterea rugăciunii. De ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunile pe care le facem? De multe ori pentru că spunem cuvinte în care nu credem și simplu fapt că spunem cuvinte exprimă doar frica pe care o avem. Dar frica nu e suficientă ca să ai rugăciunea ascultată, ci este nevoie să crezi în puterea lui Dumnezeu, nu doar să-ți exprimi frica pe care o ai. Aș vrea să facem o rugăciune și să cerem de la Dumnezeu o credință care se manifestă prin fapte. Este important să credem, este absolut important, dar nu este suficient să credem. Dacă credința pe care o avem nu se exprimă, nu este urmată de un stil de viață, de o anumită viață schimbată, atunci la ce este bună credința? Unii oameni cred în Dumnezeu, dar nu-și schimbă viața. Cei mai mulți oameni care nu-și schimbă viața în urma convertirii și a botezului în apă nu pot face lucrul acesta din cauza justificărilor pe care le folosesc. Slăbănogul de la Betesda era o scăldătoare în Ierusalim, în generația Mântuitorului. Este întrebat de Hristos: vrei să te faci sănătos? El își justifică absența vindecării: n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare. Domnul Iisus nu l-a întrebat dacă poate, l-a întrebat dacă vrea. Una este să poți și alta este să vrei. E ca și cum cineva te întreabă: vrei să-ți cumperi o casă? Și tu spui: nu pot să-mi cumpăr o casă că nu am banii necesari. Dar întrebarea nu a avut legătură cu capacitatea, cu posibilitatea, ci doar cu dorința. Vrei sau nu vrei? Hristos știa că el nu se poate autovindeca, dar l-a întrebat dacă vrea. Sigur, dacă el vrea, Hristos ar fi putut. Nu-i treaba omului să poată în multe privințe, e treaba omului să vrea. Pentru că atunci când omul vrea să se pocăiască, să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu, să se sfințească, să-și schimbe viața, Dumnezeu îi dă resursele necesare ca să treacă de la dorință la putință, la capacitatea de a împlini ceea ce își dorește. Stimați prieteni, ce vrem noi să facem?
vrem să fim buni creștini, dar cu ce putere vom face lucrurile astea? Că de o viață n-am putut. Nu ne ajung zeci de ani să ne convingă că noi nu există resursa de a fi buni, ci doar de a fi altfel? Haideți să stăm acum înaintea lui Dumnezeu. Să știm că El e prezent, că ne iubește, că ne-a dat cuvântul Său pentru ca să ne cheme la El. Însă totul se va face pe cheltuiala Lui. Noi trebuie doar să vrem. Dumnezeu nu trece peste voința noastră, El nu a creat roboți, ci oameni care hotără singuri ce vor să facă cu viața lor și unde să-și petreacă veșnicia, iad sau rai. De aceea oamenii vor fi pedepsiți, pentru că nu au vrut să primească iertarea, nu doar pentru faptul că au făcut păcate. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm împreună. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru momentele acestea și pentru adevărurile pe care le-ai așezat în fața noastră. Ascultându-le și punându-le la inimă, ne dăm seama că lucrurile acestea implică o uriașă responsabilitate pe care noi o avem înaintea Ta, responsabilitatea de a hotărâ ce vrem să facem cu viața noastră, responsabilitatea de a defini care este scopul vieții noastre. Înțelegem, Doamne, că față de Tine putem fi loiali sau neloiali în funcție de ascultarea sau neascultarea noastră. Până acum nu am știut și datorită necunoștinței, Tu nu ne-ai făcut responsabil de lucrurile astea. Vremurile de neștiință ne-ai spus în Biblie că Tu nu le consideri, pentru faptul că dacă un om nu știe, atunci nu poate fi făcut responsabil că n-a făcut ce nu știa. Însă acum Tu ne-ai informat și această informație produce în noi credința că Tu existi, că ne iubești, că vrei să restaurezi viața noastră și Te aștepți ca să Te urmăm, lucrând în împărăția Ta, slujindu-Te pe Tine. Noi însă nu avem capacitatea să fim cum Tu Te aștepți să fim, pentru că noi suntem din carne, avem o natură păcătoasă, predispusă spre rău, spre împliniri păcătoase. Însă Tu Te aștepți să fim ca Tine, sfinți, dar natura Ta este sfântă în timp ce a noastră este păcătoasă. De aceea Te rugăm, iartă-ne de trecut, schimbă-ne natura aceasta și dă-ne puterea, Doamne, să fim în stare să Te urmăm pe Tine, să ajungem și noi ca Pavel, care a spus tot, pot totul în Hristos, care mă întărește, mă susține. Doamne, susține-ne și pe noi, întărește-ne și pe noi, dându-ne credința de care avem nevoie, resursa aceasta pe care muritorii nu o au. Pune Duhul Tău în mintea noastră, schimbă-ne mintea, schimbă-ne inima, ajută-ne să nu mai fim atrași de păcat, ci dimpotrivă dă-ne putere să ne abținem, Doamne, de la a practica păcatul, trăind în abstinență, în puritate. Domnul nostru, schimbă-ne nu doar pe noi, ci și familiile noastre, soțiile, copiii noștri. Ai milă, Doamne, de noi. Nu ne lăsa să continuăm să practicăm păcatul mergând în iad, ci schimbă-ne viața, iartă-ne de păcat și ajută-ne să trăim în puritate, onorându-Te pe Tine și servindu-Te pe Tine. Îți mulțumim că ne asculți și dincolo de rugăciunea noastră imperfectă, binecuvintează-ne cu harul Tău. Ne închinăm Ție și Te lăudăm pentru că ești bun cu noi și dragostea Ta aduce soluția la problema noastră. Fie numele Tău binecuvântat în veci. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la încheiere, am început împreună și iată, terminăm acum. Apreciez foarte mult răbdarea, interesul dumneavoastră, mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de binecuvântarea Sa potrivit nevoilor dumneavoastră și harului Său. La revedere, fiți sănătoși! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!